De astăzi, 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă pentru femei este de 60 de zile, iar stagiul complet de cotizare 33 de ani. Într-un comunicat remis presii, Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că pentru bărbați vârsta de pensionare rămâne neschimbată, constituind 63 de ani, iar stadiul de cotizare 34 de ani, condițiile respective fiind stabilite de la 1 iulie 2019. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că reducerea vârstei standard de pensionare acordă femeilor care au născut și au educat până la vârstă de 8 ani 5 și mai mulți copii. Pentru ele, vârstă de pensionare se diminuează cu 3 ani și de astăzi constituie 57 de ani. Reamintim că pensia pentru limita de vârstă se stabilește pe viață de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare. Dacă cererea și actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată. În cazurile în care a fost depășit termenul de depunere a cererii, pensia se acorde de la data prezentării ultimului act necesar. Termenul de examinare 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare. Gna subliniază că, reieșind din stagiul complet de cotizare prevăzut pentru femei de la 1 iulie 2022, la stabilirea pensiei anticipate pentru o carieră lungă, acesta urmează să confirme 36 de ani de stagiu contributiv de cotizare, iar în cazul bărbaților, stagiul contributiv de cotizare rămâne neschimbat de 39 de ani.